basme terapeutice pentru copii și părinți. Cum se hrănește un rechin? Undeva departe, trăia un băiat care s-a angajat ca îngrijitor la un delfinarium, adică la un fel de grădină zoologică pentru pești, unde se aflau mai multe bazine și acvarii cu apă de mare. Acolo au fost aduși și trăiau toate felurile de pești din ocean, chiar și cei mai mari și mai răi. Băiatul care îi îngrijea voia să-și facă treaba cât mai bine, așa că s-a străduit să strângă cât mai multe informații despre fiecare pește oceanic. Din această cauză, băiatul trebuia să-și amintească tot timpul o mulțime de lucruri. Dar el avea noroc pentru că viața peștilor îl interesa foarte mult, așa că ținea minte tot ce citise. Într-unul din acvarii trăia un mare rechin alb, care avea cele mai înfricoșătoare și mai puternice fălci și era cel mai mare și mai rău dintre toți peștii de acolo. Băiatul îngrijitor a aflat de undeva că era necesar să intre și el în apă împreună cu rechinul pentru a-l hrăni. Acest lucru era o problemă foarte serioasă pentru îngrijitor, pentru că odată intrat în apă cu rechinul, se puteau întâmpla oricând niște lucruri groaznice. Rechinul se repezea la îngrijitor încercând să-l atace și înfricoșându-l tare de fiecare dată. Bietul băiat se străduia din răsputeri să se ferească de dinții rechinului, înotând, sărind în diferite direcții, ca să nu fie mușcat. Când termina de hrănit rechinul, era mort de oboseală din cauza efortului făcut. Într-o zi a venit la acvariu un vizitator care a privit îndelung felul în care era hrănit rechinul. Era de-a dreptul uimit de ce vedea că se petrece. În sfârșit, când îngrijitorul a reușit să iasă afară din acvariu, bucuros că mai scăpase încă o dată cu viață, vizitatorul s-a apropiat de el și l-a întrebat: pentru ce intri în apă când e timpul să-i dai mâncare rechinului? Am citit undeva în manualul de îngrijire a peștilor că trebuie să intri în apă ca să hrănești un rechin. Cred că n-ai citit din cea mai bună carte sau probabil n-ai înțeles corect. Cel mai potrivit mod de a te purta cu un rechin este să stai cât mai departe de marginea bazinului în care se află el. Când vrei să-l hrănești, trebuie să-i arunci mâncarea în apă. În felul ăsta nu poate să-ți facă niciun rău. Băiatul îngrijitor a început să se gândească la acest lucru și ideea i s-a părut bună. Se săturase peste poate de frica pe care o încerca zilnic, mai ales când rechinul reușea să-și împingă câte un colț în brațul sau piciorul lui, umplându-l de sânge. Așa că, zis și făcut, în ziua următoare a stat cât s-a putut de departe de bazinul în care nota rechinul cel fioros și i-a aruncat de acolo mâncarea în apă. Rechinul a devenit foarte furios văzând că băiatul nu mai intră în apă, pentru că el se distra de minune încercând să-l atace și să-l muște de picior. În sinea lui, rechinul spera că într-o zi băiatul nici nu a mai fi în stare să iasă afară din bazin și că va rămâne pentru totdeauna acolo cu el. Numai că îngrijitorul era destul de deștept ca să-și dea seama că există mai multe feluri de a te purta cu un rechin fioros și că, de fapt, nici nu conta ce credea rechinul despre el. Ceea ce conta cu adevărat era numai propria lui siguranță. Începând din acea zi, el l-a hrănit pe rechin numai de la distanță, ba chiar le-a dat voie și altor îngrijitori să-l hrănească. Băiatul a înțeles că în viață unele lucruri sunt mai importante decât altele și că trăind, învățăm ceva nou în fiecare zi.